Bună ziua! Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimate domnule prim-ministru Alexander De Croo, stimați colegi, începe briefingul organizat cu prilejul vizitei la Chișinău a domnului Alexander De Croo, prim-ministru al Regatului Belgiei. Cuvântul se oferă doamnei președinte Maia Sandu. Vă rog! Stimate domnule prim-ministru De Croo, bine ați venit în Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră într-o perioadă atât de dificilă pentru regiunea noastră. Acum o lună s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre, iar vizita dumneavoastră este un prilej bun pentru a impulsiona dialogul politic și pentru a consolida relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei. Avem o agendă bună de cooperare pe care mi-aș fi dorit să o discutăm pe timp de pace. Din păcate însă, din 24 februarie, trăim cu toții în realitatea grea a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Ceea ce se întâmplă astăzi în localitățile ucrainene este revoltător și tragic. Acest război trebuie oprit, iar crimele de război trebuie investigate și pedepsite. Republica Moldova a condamnat ferm acest război necruțător. Am chemat la restabilirea păcii din prima zi. Oamenii noștri și-au deschis casele și inimile pentru a oferi adăpost refugiaților din Ucraina. Peste 90.000 de oameni rămân și acum în Moldova, iar jumătate dintre ei sunt copii. Cei mai mulți dintre refugiați sunt găzduiți în casele oamenilor. În acest context, mulțumesc guvernului belgian pentru ajutorul umanitar în valoare de 210.000 de euro sub formă de corturi, kituri sanitare pentru refugiați și 40 de generatoare de capacitate mică oferit țării noastre prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Generatoarele au fost distribuite stațiilor de pompieri și salvatori din mai multe raioane ale țării. Stimate domnule prim-ministru, războiul are și consecințe economice majore asupra Republicii Moldova. Importurile și exporturile pe piețele din Est au fost oprite, iar scumpirile în lanț și insecuritatea energetică afectează economia și oamenii din Republica Moldova. Avem nevoie de ajutor pentru a depăși aceste probleme dificile. Deschiderea pieței belgiene pentru fructele moldovenești, dar și pentru alte produse care nu pot ajunge pe piețele din Est, ar fi un ajutor direct pentru producătorii noștri. În pofida tuturor provocărilor cu care ne confruntăm în prezent, vrem să dezvoltăm țara în continuare, vrem să consolidăm reziliența, stabilitatea și capacitatea de adaptare a Republicii Moldova. Vrem să construim un stat puternic care poate oferi siguranță și servicii de calitate cetățenilor săi. Vrem să putem continua reforma justiției și eforturile de combatere a corupției. Vrem să dezvoltăm o economie modernă și să le dăm tinerilor noștri șansa de a munci și a trăi acasă. În vremuri incerte, trebuie să oferim cetățenilor perspectiva unei vieți mai bune, sigure și prospere. De aceea, pe 4 martie, Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Reafirmăm astfel atașamentul țării noastre față de valorile europene și angajamentul ferm pentru parcursul nostru european. La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a transmis Moldovei chestionarul de aderare. Răspunsurile pe care le vom pune în acest chestionar vor face radiografia situației noastre de moment și ne vor arăta unde trebuie să depunem eforturi suplimentare ca să ne pregătim de aderare. Mizăm în acest context pe sprijinul Belgiei pentru acceptarea cererii Republicii Moldova și obținerea statutului de țară candidat. Procesul de integrare europeană este unul complex și de durată, înțelegem asta și suntem pregătiți să ne facem temele pentru a oferi cetățenilor viitorul pe care îl merită, un viitor în familia
statelor europene. Stimate domnule prim-ministru, timp de 30 de ani, țările noastre au dezvoltat relații bune de cooperare. 152 de companii cu capital belgian activează în prezent în Republica Moldova. Vrem să extindem investițiile belgiene în țara noastră și credem că avem un bun potențial de creștere în acest sens. Avem semnate în prezent 32 de tratate bilaterale care reglementează domenii de cooperare precum promovarea și protecția reciprocă a investițiilor, învățământul și cultura, munca, transportul rutier și securitatea socială. În continuare, dorim să extindem cooperarea bilaterală în mai multe domenii. Vrem să stabilim un parteneriat moldo-belgian în domeniul justiției, să intensificăm cooperarea în domeniul combaterii corupției și recuperării activelor furate. Avem un mare potențial de cooperare în domeniul dezvoltării regionale și al infrastructurii, precum și potențial de sporire a contactelor dintre regiunile țărilor noastre. Dorim să aprofundăm schimburile economice, contactele sociale și culturale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei în beneficiul cetățenilor ambelor țări. Dar pentru a reuși aceste lucruri avem nevoie de pace. Războiul din Ucraina trebuie oprit. Agresorul trebuie oprit. Să facem totul pentru a oferi pace, pentru a opri tragedia și distrugerile războiului. Datorăm acest lucru ucrainenilor. Datorăm acest lucru viitorului nostru comun. Pașnic, prosper, într-o lume liberă. Mulțumim. Cuvântul se oferă domnului prim-ministru Alexander De Croo. Vă rog. Stimată doamnă președinte, dragă Maia, stimați domni și doamne, în primul rând sunt extrem de fericit că am avut ocazia să vă întâlnesc astăzi aici, în Chișinău. Și cum am spus și eu, într-adevăr, relațiile noastre datează 30 de ani, dar din păcate niciodată nu am avut posibilitatea să discutăm aici, în Moldova. Am avut doar oportunitatea să discutăm prin video, să discut din Bruxelles cu dumneavoastră și cred că actualmente acest moment este foarte important. Țările europene, special țările europene, care împart cu dumneavoastră aceleași valori, să demonstreze solidaritate, să demonstreze că sunt umăr la umăr alături de dumneavoastră în aceste timpuri dificile. Cu adevărat, o relație de 30 de ani marcăm dintre țările noastre, dar astăzi am avut prilejul să aruncăm o privire nu doar în retrospectivă, dar și înainte, să vedem ce putem face. Un domeniu în care putem să conlucrăm bilateral este asistența tehnică. Am discutat acest lucru deja în mai multe domenii, cum ar fi în domeniul care ține de Ministerul de Interne, de Ministerul Justiției, să vedem cum am putea conlucra în așa domenii, cum ar fi justiția, poliția, energie regenerabilă, securitatea nucleară. Astăzi am decis să continuăm aceste discuții și, în special, să le facem mai concrete. Dacă vorbim, de exemplu, de cooperarea polițienească, urmează să semnăm un acord foarte curând în acest context și eu consider că acestea ar fi niște modalități foarte tangibile de conlucrare, de împărțirea experienței, pentru a sprijini agenda dumneavoastră de reforme, în special totul ce ține de consolidarea statului de drept, a supremației legii. Este o reformă foarte importantă, stimată doamnă președinte, pe care o veți implementa în lunile și anul care urmează. Am vorbit de asemenea și despre domeniul apei, despre domeniul sanitației. Avem companii belgiene cu niște cunoștințe foarte bune, abilități foarte bune, care ar putea să ne ajute să conlucrăm de o manieră sustenabilă și să înțelegem mai bine ce fel de finanțare putem să oferim pentru a atinge scopul de bază și anume îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația Moldovei. În afară de aceasta, am mai adresat și subiectul care ține de diaspora foarte dinamică pe care o avem în Bruxelles, în Belgia și pot să vă spun că suntem foarte fericiți să avem aceste persoane în Bruxelles. Eu știu că dumneavoastră v-ați dori că aceste persoane să fie active și în Republica Moldova și aceasta este o expectanță legitimă și în cazul în care putem să vă ajutăm în acest respect categoric, vom fi fericiți să o facem. În afară de aceasta, am discutat situația din Ucraina.
Și aș putea face un rezumat spunând că am fost absolut de acord cu totul ce ați spus dumneavoastră. Atrocitățile care se întâmplă în Ucraina, aceste atrocități trebuie oprite. Acest război este un război împotriva a orice valori la care am aderat noi. Noi suntem țări cu libertatea expresiei, țări cu libertatea de a-și decide propriul viitor și acest război pe care l-a declanșat Rusia împotriva Ucrainei este un război împotriva tuturor acestor valori. Și exact așa cum o faceți dumneavoastră, sprijinim și noi, populația Ucrainei și guvernul ucrainean și facem tot ce ne este în putere pentru a izola Rusia și pentru a impune să plătească prețul pentru acest război totalmente inutil și fără niciun sens. Noi cunoaștem ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți în această regiune, să fiți o țară de frontieră cu Ucraina. V-ați ciocnit de un număr enorm de persoane care au traversat frontiera dumneavoastră și noi vrem să vă felicităm pentru toate eforturile pe care le-ați depus dumneavoastră ca și guvern, dar și populația dumneavoastră. Într-adevăr, populația dumneavoastră și-a deschis casele, și-a deschis inimile pentru a ajuta oamenii. Din punct de vedere bugetar, noi am venit cu sprijin umanitar, deci niște mecanisme destul de rapide pe care le-am pus în aplicare și vom continua să considerăm la mai multe agenții ale ONU, oficiul înaltului comisar pentru refugiați, care sunt atât de active în Republica Moldova pentru a ajuta să faceți față la povara pe care o duceți deocamdată. Am discutat despre aspirațiile dumneavoastră europene. Noi cu adevărat cunoaștem că Moldova privește spre Occident, spre lumea liberă și trebuie să fie parte la lumea liberă. Evident, acesta este un lucru care ne mișcă, care ne atinge inimile și exact cum ați spus dumneavoastră, procesul de aderare este un proces lung, de durată și meticulos. Am văzut această listă de întrebări la care dumneavoastră împreună cu echipa lucrați și evident, acest proces trebuie să dureze, trebuie să existe timp pentru a completa toate reformele și pentru ca ele să devină funcționale. Eu consider că țări de genul Moldovei, deci nu putem zice că este vorba doar de un proces administrativ care va dura 10 ani și ne revedem în 10 ani. Nu așa funcționează procesul în timpuri pe care le trăim astăzi. Eu cred că trebuie să găsim modalități pentru a conlucra mult mai strâns în acest proces. Să încercăm să găsim modalități ca să ne asigurăm că sunteți parte la discuțiile pe care le purtăm, să găsim modalități pentru a ne asigura că unele dintre beneficiile foarte tangibile pe care le prezintă Uniunea Europeană vor deveni accesibile la o etapă mult mai rapidă. Dumneavoastră sunteți parte la familia europeană și trebuie să găsim căi creative pentru ca acest lucru să funcționeze. Eu de-abia aștept să conlucrăm cu dumneavoastră în această direcție, de-abia aștept să conlucrăm cu guvernul dumneavoastră și sunt convins că noi cu adevărat avem valori comune, că situația țării care se află acum în vecinătatea Ucrainei este cu adevărat una dificilă și dumneavoastră cu adevărat ați oferit tot sprijinul pentru a ajuta și vom continua să facem tot pentru a consolida parteneratul nostru. Mulțumesc mult! Întrebări din partea jurnaliștilor din Republica Moldova și din partea jurnaliștilor din Regatul Belgiei. Vă rog! К господину премьер-министру. Как вы оцениваете шансы Молдовы получить статус кандидата на членство в ЕС? Eu mă pricep că ați dori un răspuns foarte concret la această întrebare și e dificil pentru mine să vă dau un răspuns foarte concret. Cum a zis președintele Comisiei Europene, Comisia Europeană va analiza acest lucru de o manieră accelerată, va analiza întrebările la care veți oferi răspunsuri. Acum, una dintre chestiile pe care am auzit-o întotdeauna este că Moldova ține de calitatea oamenilor. Calitatea tehnică, motivația oamenilor, deci asta înseamnă Moldova, calitatea oamenilor și în ultimă instanță aceasta este cea mai importantă chestie pe care o are o țară. Da, unele țări consideră că sunt puternice fiindcă dispun de resurse naturale, însă resursele naturale a unei țări sunt creierii, ambițiile de care dispune o țară și eu aș spune că eu nu sunt comisar european, eu nu sunt
sunt Comisia Europeană, nu sunt eu în situația să vin cu anumite propuneri, fiindcă Comisia Europeană este cea care va veni cu propuneri în adresa Consiliului și evident noi trebuie să avem încredere în judecățile pe care le va emite și considerăm că decizia, judecățile vor fi pozitive, nu văd alte motive pentru care să fie luat o altă decizie. Am o întrebare pentru doamna președintă Sandu. Moldova are o capacitate militară foarte mică, foarte scăzută, iar conflictul se află în derulare, deci se desfășoară în continuare în Ucraina. În cazul în care un oraș, cum ar fi Odessa, cade în mâinile rușilor, rămâne un pas foarte scurt până în Moldova. Aveți temeri la acest capitol și la cine ați căuta asistență? La cine ați apela pentru asistență în cazul că se întâmplă așa ceva? Moldova este o țară mică și o țară pașnică și noi foarte mult sperăm că acest lucru o să fie respectat de toată lumea. Însă, evident, avem îngrijorări. Avem îngrijorări din motiv că războiul din Ucraina este ceva ce ne provoacă îngrijorări în continuare. Inclusiv țările care sunt în situație mai proastă decât Republica Moldova. Suntem o țară vulnerabilă într-o regiune vulnerabilă și cu adevărat suntem îngrijorați. În același timp facem tot ce ne stă în puteri pentru a menține pacea în Republica Moldova și vom continua să facem acest lucru. Dar mizăm într-adevăr pe sprijinul internațional și dacă doriți, anume și pe această cerere de aderare pe care am prezentat-o Comisiei Europene. Acesta este un semn al faptului că ne dorim să fim parte a lumii sigure și a lumii libere. Doamnă președinte, ați avut o discuție telefonică cu consilierul pentru securitate națională a președintelui SUA. Dacă puteți să ne spuneți ce subiecte au fost abordate. Subiectele curente, actuale, am discutat despre problema refugiaților și cum reușesc autoritățile să se descurce cu această problemă. Am mulțumit pentru sprijinul Statelor Unite, am discutat despre implicațiile economice ale acestui război și riscurile pe care le comportă aceste implicații economice, am discutat despre situația energetică, am discutat despre probleme de securitate, deci toate lucrurile de care suntem cu toții îngrijorați în aceste zile au fost subiecte pentru această discuție și respectiv sprijinul de care ne bucurăm din partea Statelor Unite. Aș dori să cunosc care ar putea fi consecințele procesului de aderare la Uniunea Europeană în cazul în care Transnistria, deci cumva se implică. Bine, rezolvarea deverendului transnistrian a fost întotdeauna o problemă importantă pe agenda noastră și evident ea rămâne o problemă importantă pe agenda, fiindcă vorbim despre cetățenii Republicii Moldova, indiferent de faptul că se află pe malul drept sau malul stâng al râului Nistru. Noi suntem angajați, noi suntem determinați să continuăm să identificăm soluții și acestea trebuie să fie soluții pașnice, soluții diplomatice. Trebuie să fie o soluție care va respecta frontierele internațional recunoscute ale Republicii Moldova. Această soluție, evident, trebuie să rezulte într-un stat funcțional. Suntem determinați, suntem angajați în continuare în acest sens și, evident, rămâne să vedem ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Cunoașteți că avem formatul 5+2 în care se poartă discuții pe problemele transnistrene. Trebuie să vedem în ce mod va evolua situația din cauza războiului din Ucraina, dar da, este o problemă importantă în agenda noastră, inclusiv și pentru procesul nostru de integrare în Uniunea Europeană. Stimate domnule prim-ministru Alexander Tecru, stimați colegi, vă mulțumim, evenimentul a luat sfârșit, o zi bună!